eu sunt într-o foarte mare măsură un personaj necunoscut. Asta pot să-ți spun cu toată certitudinea și seriozitatea, răspundere. Aici sunt fotografii printate, portrete de ale doamnelor noastre din zona celor care vând tablouri, artă. Da. Din Hanucutei, de la Orizont, de la... Eu pot să-ți spun un singur lucru, pretunțând la un cuvânt banal. Ceea ce faci dumneata nu poate să te lase indiferent. A, e bine. Poftim? E bine, că nu lasă indiferent. E... Da, nu, nu. Pentru cine are capacitatea de percepție necesară. Da. Că nu suntem toți la fel. Exact. Așa. Pe mine nu mă poate lăsa indiferent așa ceva. Dar nu mă pot împiedica să gândesc ce devin. Ce devin? Cred că nu... strâns și vorba ce se alege. Arhiva. Uftim? Arhiva. Puse așa, într-un... mie mi se mai întâmplă că de la aceste portrete eu pot să plec să fac portrete ulei, deci pictură propriu zis, și atunci ele pot să le... Nu, eu n-am prejudecat asta, pot să fac. Mă folosesc într-adevăr și de fotografie. Îmi place ce văd aici, îmi place, dar nu mi-e nimic probleme, înțelegi? Nu știu dacă ai observat lucrul ăsta. Eu n-am o structură de estetician, de critic, de exeget. Eu am o structură de artist. Numai că n-am avut niciodată încredere în mine ca artist. Poate am greșit. Asta e structura mea adevărată. Da. Și există multă implicație artistică în ceea ce am publicat.